Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Mărturisesc că venisem pregătit să țin o prelegere, dar stând în sală și privindu-vă, m-am hotărât să vă spun o poveste. Este o poveste despre trecut, despre prezent, dar mai ales despre viitor care vă aparține. Povestea începe într-o zi de vară din 1906, atunci când în această clădire lua ființă, datorită profesorului Nicolae Minovici, Societatea de Salvare din București, sub deviza totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor. Primele salvări aveau între un cal și doi cai putere, iar sunetul pe care l-ați auzit în momentul în care a apărut imaginea clădirii salvării era exact sunetul cornului cu care vizitiu avertiza trecătorii să facă loc salvării. Din 1906, Societatea de Salvare din București a început să-și desfășoare o activitate permanentă pe care și-a dezvoltat-o ulterior. Astfel, în 1908, a luat ființă Școala Samariteană, prima școală în care se preda primul ajutor la persoane laice. A participat la primul război mondial, a început să aibă activitate didactică, astfel a primit studenți din ultimul an de facultate. Lumea a început să-i recunoască valoarea activității și atunci Direcția Poștelor a acordat gratuitate pentru convorbirile telefonice către salvare. De asemenea, au început să existe cereri din țară, dar nu numai din țară, ci și din străinătate, de a prelua exemplul bucureștean în Craiova în 1926 și în Bulgaria la Sofia în 1928. În 1931, la un congres de salvări de la Viena, profesorul Nicolae Minovici a teoretizat pentru prima oară împingerea actului medical la capul bolnavului. Este punctul de pornire pentru actualul sistem de abordare a urgențelor și a pornit aici din București. Tot ca o premieră, tot în București, tot sub coordonarea profesorului Minovici și a Societății de Salvare, în 1934 a fost deschis, într-un corp de clădire adăugat clădirii salvării, primul spital de urgență din lume, în așa fel încât în România și în București, orașul nostru, a apărut pentru prima dată un sistem integrat de asistență medicală de urgență. Aveam un prespital, Societatea de Salvare, și spitalul de urgență, un spital destinat urgențelor, care era deschis non-stop, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, pentru urgențe. Asta după ce chirurgii au observat că pacienții la care ajungea un doctor și apoi erau transportați la spital și operați, supraviețuiau într-un procent mult mai mare decât cei care erau aduși de diverse alte persoane. Din păcate, după cum știți, lucrurile bune se termină la un moment dat. În 1941, profesorul Nicolae Minovici moare datorită un carcer laringian. El a făcut nenumărate experiențe în ceea ce privește moartea prin spânzurare, despre care a scris și un tratat de bază în medicina legală. Și aceste experiențe constau în a se spânzura singur și a fi reanimat după aceea și a descrie tot ce îi se întâmpla în timpul acelor minute cumplite. Moartea lui a dus la anumite modificări în activitatea Societății de Salvare, dar cel mai mare impact l-a avut războiul, deoarece în 1944, în august, aviația germană a bombardat clădirea Spitalului de Urgență și a Societății de Salvare, care au fost forțate să o ia fiecare care încotro pe unde și-au găsit spații. Dar acesta era primul sistem integrat de urgență, se găsea pe malul Dâmboviței, în dreptul actualului Parc Izvor. Vremurile care au venit nu au fost foarte grozave pentru Societatea de Salvare, în 1948 a fost naționalizată. După 3 luni de absență din București, până și comuniștii au ajuns la concluzia că în București nu se poate trăi fără salvare, așa că au reînființat-o sub denumirea de Stația de Salvare a municipiului București. Activitatea s-a derulat în anii următori cu greu, dar cu toate acestea, spiritul salvariștilor din București a continuat să fie activ, în așa fel încât în 1956 ei au construit cu forțe proprii, pornind de la un amărât de camion Molotov, prima ambulanță antișoc din România. Așa arăta
tot ce vedeți înăuntru reprezenta la acea vreme vârful de dotare dintr-o sală de operații, de la aparat de anestezie până la aparat de ventilație mecanică, o targă pe care se putea opera, naște sau transporta un pacient. Deci avem încă din 1956 un spital pe roți. În 1965, Bucureștiul mai face o premieră în medicina de urgență, dă naștere primei generații de medici specialiști în urgențe medico-chirurgicale. Această primă generație a avut un cuvânt hotărător în dezvoltarea ulterioară a acestei ramuri a medicinei atât de importantă pentru viața fiecăruia dintre noi. Pot să vă mărturisesc că avem privilegiu de a mai avea încă în rândurile noastre doi absolvenți acelei promoții. După 1989, în 1992, la stația de salvare a municipiului București, apare școala de ambulanțieri și operator registrator de urgență, o primă școală care pregătește personal auxiliar specializat pentru activitățile de urgență. Și de asemenea se întâmplă un lucru important. Am instalat și am început să funcționăm cu prima versiune a unui sistem de management inteligent al urgențelor. E adevărat, pe un calculator Felix 102, care n-a făcut față decât foarte puțin timp acestui program deosebit de complex și și-a dat obștesc cu sfârșit după ce a făcut toate eforturile. În 1998, Societatea de Salvare, Serviciul de Ambulanță, în cooperare cu Spitalul de Urgență, deci cele două instituții născute din aceeași concepție, mai au un succes în cadrul Congresului de resuscitare de europeană de la Copenhaga. Am prezentat o lucrare numită Tromboliza în prespital, care a modificat definitiv modul în care se administra streptochinaza, nu pe plan local, ci pe plan mondial. În 2009 am reușit să repunem în funcțiune Societatea de Salvare, care rămăsese într-o comă, să spunem, din care am scos-o prin resuscitare. Iar în 2010, serviciul de ambulanță acela s-a modificat, extinzându-se și în Ilfov și devenind Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, despre care bănuiesc ați auzit cu toții acum. La un an după ce a fost resuscitată, Societatea de Salvare și-a demonstrat din nou spiritul, organizând cel mai mare curs de resuscitare cardiorespiratorie din lume. Pe 26 iulie 2011, pe stadionul Dinamo, au participat 7402 oameni care au primit toate instrucțiunile necesare pentru a face resuscitare. Un an mai târziu, 80% dintre ei răspundeau corect la 4 din 5 întrebări despre cursul pe care îl urmaseră cu un an în urmă. Asta a fost evoluția celor 107 ani de salvare în București, orașul nostru, care evoluție a pus o amprentă decisivă în dezvoltarea medicinii de urgență pe plan mondial. De la trăsura trasă de cai la mașinile care comunică prin satelit, de la stetoscop la telemedicină, de la o mână de agenți de stradă la medici specialiști și asistenți pregătiți în mod special și ambulanțieri. Asta este evoluția și revenind la prima pagină pe care ați văzut-o aici, am pus acel citat din Churchill, deoarece consider că se poate aplica și în acest caz. Și am să vă dau doar două exemple. De la înființare până acum, salvarea a intervenit la peste 22 de milioane de cazuri. Gândiți-vă că în momentul de față, numărul maxim de oameni care lucrează la Salvarea București nu atinge 900 de oameni. Și poate că veți înțelege de ce atât de mulți datorează atât de mult unor atât de puțini. Asta a fost istoria trecutului și a prezentului, a viitorului, care sigur vă interesează și pe care sigur dumneavoastră îl veți duce mai departe, se referă la alte activități pe care încercăm să le inițiem prin Societatea de Salvare și cu ajutorul ambulanței, activități care privesc voluntariatul,
first responderii, cei care sunt în stare să dea o mână de ajutor, cei cărora le pasă de cei din jurul lor. Am lansat pe 30 aprilie acest proiect, există un RNRO în fiecare dintre voi și credeți-mă că noi considerăm adevărat fiecare cuvânt spus acolo. În ideea de a suplimenta numărul de oameni care intervin la urgențe. Deoarece conjunctura politică și economică nu ne permite să facem altfel, singura soluție pentru noi era să apelăm la bucureșteni. Bucureștenii să aibă grijă de ei înșiși, împreună cu specialiștii de la Societatea de Salvare și de la Serviciul de Ambulanță. Practic, este clar că în urgență tot e despre timp. Cu cât ajungi mai repede, cu atât este mai bine. Ca să ajungi repede, trebuie să fii aproape. Ca să fii aproape la un oraș cu peste 2.400.000 de locuitori, care, după părerea noastră, împreună cu cei care se află în trafic sau lucrează aici, depășește 4 milioane, trebuie să ai niște resurse numeroase. Singura modalitate de a le mulți pe ale noastre a fost apelarea la activitatea voluntară. De fapt, ideea se datorează acestui domn din stânga, care este inginer, a lucrat în dispeceratul Enel, face voluntariat la salvare și într-o bună zi, ducându-se la cumpărături, la ieșirea dintr-un mega-imaj, a găsit pe jos un bătrân. S-a apropiat, a recunoscut stopul cardiorespirator și instinctiv a început să facă exact ce fusese învățat. A început resuscitarea, a chemat ajutoare și a continuat resuscitarea timp de 25 de minute până când a ajuns singur echipaj găsit disponibil în București, undeva prin Berceni. Pacientul a fost preluat, i s-a administrat un șoc electric și a fost dus la spital cu puls și cu tensiune. Ăsta a fost un lucru care ne-a determinat să punem în aplicare planul pe care îl aveam mai demult, dar încă n-am crezând că putem să-l organizăm mai bine. Să... Nu, l-am pus în aplicare de atunci și a început să lucreze. Treburile evoluează, apelurile la care se răspunde sunt din ce în ce mai numeroase. În momentul de față, în București, există un medic la 38.000 de oameni și un asistent la 16.000. Asta face imposibil să ne îndeplinim datoria de a ajunge în mai puțin de 7 minute la o urgență majoră. Cum încercăm noi să facem asta? Alertăm voluntarii aflați pe raza unui cerc mai mic de 1000 de metri, în așa fel încât să-i ajungă sub acest timp, mai puțin de 5 minute. Dacă vreți mai multe detalii, puteți intra pe assb.ro, veți găsi acolo un buton care e numit Există un erou în fiecare dintre voi și veți înțelege amănuntele tehnice. Dar ce vreau să înțelegeți este faptul că în fiecare an în Europa 700.000 de oameni mor pentru că nimeni nu le acordă primul ajutor, nimeni nu este lângă ei și mor din cauza că nu pot respira sau că nu primesc un șoc electric atunci când ar putea acest fapt să fie decisiv. Noi ne-am propus ca în fiecare an să micșorăm numărul deceselor cu 3%. În momentul de față, lucrul acesta înseamnă 1050 de vieți salvate în plus în fiecare an. Nu știu dacă este mult sau dacă este puțin, dar și dacă ar fi una, aș face-o. În afară de asta, ceea ce pe mine personal mă face să fac toate eforturile pentru a duce mai departe acest proiect, este și gândul că în 2 ani de zile, de la 64 de voluntari, am ajuns la 1000. Ceea ce înseamnă că există un fond, există un filon, există această grijă și această pasiune în bucureștenii de astăzi, ca dumneavoastră. Și mi-aș dori foarte tare ca acest filon să fie exploatat, pentru că la un moment dat, poate, se va întâmpla ca numărul lor să fie suficient de mare încât să atingă acea masă critică care să declanșeze epidemia de virus al voluntariatului, epidemia de grijă pentru cel de lângă tine, în așa fel încât să depășim bariera proverbului să moară și capra vecinului și să încercăm să ne unim ca să avem grijă să o vindecăm.
Mulțumesc!